Peste 6.000 de copii din regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, potrivit datelor preluate de Salvați Copiii de la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Asta arată datele oficiale, pentru că realitatea are altă dimensiune. Pentru a vedea ce este de făcut pentru protejarea lor, organizația Salvați Copiii, filiala Dolj, a organizat o dezbatere intitulată Protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, aspecte legale și bune practici de intervenție. În județul Olt avem o situație de 150 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate. Asta de la 112 primării din județ. Numărul este foarte mic comparativ cu Doljul, de exemplu, sau cu alte județe. Credeți că nu este raportat? Nu este raportat numărul exact. Ce ar trebui să se schimbe legislativ? Părinții nu anunță, pleacă și nu anunță primăriile. Da. Credeți că ar trebui stimulați mai mult sau ar trebui, nu știu, sancționați pentru că nu fac acest lucru? Cred că ar trebui schimbat, pentru că ei știu că își lasă copiii și ar trebui să fie puțin mai interesați de situația lor, chiar dacă pleacă. În județul Vâlcea, în localitățile unde avem grupuri dezavantajate, situația, mai ales pe etnia romă, situația este destul de gravă. Etnia romă are specificul ei. Foarte mulți copii sunt lăsați singuri, de-a dreptul singuri, pentru că nu sunt lăsați nici măcar în grija unui adult, adult responsabil, sunt lăsați cu fratele mai mare, cu sora mai mare sau cu vecinii. Deci situația este destul de îngrijorătoare. Vorbim de un procent foarte mare în grupurile dezavantajate, în comunitățile de etnie romă procentul este foarte mare. În localitățile și în școlile unde sunt familii mai implicate, procentul scade, dar și acolo ne confruntăm cu familii monoparentale. Încercăm să dezvoltăm astfel de servicii, sigur ele trebuie dezvoltate în principal în comunitate, în primării, acolo unde e destul de greu să găsești specialiști, acolo unde nu s-au dezvoltat servicii sociale până în prezent, și încercăm să facem acest pionierat și să le arătăm cum să facă și ce să facă. Nu o facem singuri, o facem împreună cu partenerii noștri, în principal cu organizații non-guvernamentale, și astăzi este de salutat acest proiect al organizației Salvați Copiii, care s-a implicat foarte mult în combaterea și identificarea de soluții pentru găsirea unui mod de acțiune în ce privește copiii lăsați în țară de părinții plecați la muncă în străinătate. S-a discutat despre faptul că amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate face necesară dezvoltarea unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor cât și părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas aceștia, începând cu anul 2010, prin intermediul a 17 programe locale.